Ce nimeni nu reușește să afle de unde a izbucnit totul, bacteria E. coli continuă să se răspândească și să ucidă în Europa, iar castraveții din Spania, arătați cu degetul până acum, nu ar avea nicio legătură cu răspândirea bacteriei. O spun chiar nemții, cam târziu. Mai multe state europene au oprit importul de legume din peninsula iberică, iar autoritățile de la Madrid au cerut ajutor financiar. Între timp, numărul morților a ajuns la 16, 15 în Germania și unul în Suedia. În vreme ce numărul îmbolnăvirilor a depășit 1000, nimeni nu reușește să afle de unde a plecat bacteria. Nemții, care au câteva sute de cazuri de îmbolnăvire, au pus la punct chiar și un test rapid de sânge care să detecteze prezența E. coli enterohemoragic în organism, înainte să apară simptomele. Jurnaliștii germani au lansat o nouă ipoteză. E posibil ca legumele infestate să fi fost adăugate unui transport din Spania. Laut Frachtpapieren gingen genau 23.109 kg Gurken zu einem Händler nach Köln. Der habe sie weiter verschickt. Doch obwohl Gemüse bei Transport und Lagerung eigentlich Gewicht verliert, landen plötzlich 23.738 Kilo in Hamburg. 600 de kilograme în plus ar fi fost aduse la Hamburg chiar de către un comerciant german, a cărui firmă, coincidență, nu mai funcționează de câteva zile. De altfel, în Spania, considerată zile la rând focarul infecției, nu a fost semnalat până acum niciun caz. În vreme ce spaniolii mănâncă fără griji legumele lor, fermierii sunt nevoiți să arunce marfa pentru export. Rusia, Cehia, Franța, Austria sau Belgia au blocat importurile de legume, iar Madridul cere ajutor financiar de la Uniunea Europeană. Spaniolii spun că au înregistrat pierderi de 7-8 milioane de euro pe zi. La noi e deocamdată liniște. Foarte bun, sănătoși, ne tratați toxic. E vară, au ieșit de solar castraveții noștri, dobleceii roșii, cum să luăm de import? Iarna se importă. În România, castraveții se cultivă în solarii, nu cresc pe pământ, se pot murdări însă de praf sau îngrășăminte. La piață, pe tarabe, îi găsim exact așa cum au fost culeși și pentru că praful și îngrășămintele pot conține bacterii, este important ca imediat ce ajungem acasă să spălăm castraveții înainte de a-i pune pe farfurie.